Salut, sunt Tiberiu de la cel.ro și azi povestim despre Cascada Cailor. Am tot auzit de ea, cum că ar fi cea mai mare și frumoasă din România, așa că atunci când am prins mai multe zile libere, am dat o fugă să o văd. De ce ai nevoie de mai multe zile? Pentru că se află unde se agață harta în cui, aproape de granița cu Ucraina, mai exact lângă localitatea Borșa. Din București până în Borșa, mergi de Tesaturi aproape 9 ore, pentru că nu există nicio bucățică de autostradă. Borșa este o fostă localitate minieră care acum s-a transformat în stațiune. Principalele atracții din zonă sunt Cascada Cailor și Mocănița, care pleacă din Vișeul de Sus și care merge pe Valea Vaserului, iar în timpul iernii, schii pe pârtia cu o lungime de 2100 metri. Zona e foarte frumoasă, dar informațiile legate de trasee și de ce poți să faci în zonă sunt greu de găsit. Dar să revenim la cascadă. Borșa e formată din trei zone. Orașul Borșa, băile Borșa și stațiunea Borșa. Traseul către cascadă pleacă din stațiunea Borșa și este unul extrem de ușor. Se poate urca ori pe Albia Râului cam 3,5 km, cu o diferență de nivel de 450 de metri, ori, dacă ești leneș, poți urca cu telescaunul până la 1550 de metri și de acolo coborâ cam un kilometru până la baza cascadei, adică la 1291 metri altitudine. Telescaunul în cauză a fost construit în 1977 și s-ar potrivi mai degrabă într-un muzeu decât pe o pârtie de schi din 2020. Cascada Cailor se află în versantul nordic al munților Rodney. Apa adunată într-un circ glaciar se scurge peste un abrupt calcaros numit Podul Cailor, în mai multe trepte, rezultând cea mai mare cascadă din România. Pe net am găsit care avea ori 90, ori 100 de metri înălțime. Debitul ei variază foarte mult între anotimpuri, debitul maxim fiind cam când am filmat-o eu, adică la începutul lunii mai. Dar gata cu vorbăria, vă las mai departe cu cascada!